Pentru siguranța elevilor, polițiștii de la rutieră, împreună cu reprezentanții inspectoratului școlar, au verificat timp de o săptămână autovehiculele destinate transportului școlar. Polițiștii au verificat valabilitatea inspecției tehnice periodice, precum și existența asigurării de răspundere civilă auto obligatorie. De asemenea, au fost verificați și conducătorii auto dacă dețin certificat de competență profesională, categoria corespunzătoare a permisului de conducere și valabilitatea acestuia. Controlele efectuate au relevat faptul că în județul Giurgiu, din 58 de mașini verificate, 11 nu dețin licențe de transport, în sensul că, deși există documentele care permit transportul elevilor, acestea nu au fost reînnoite. Este vorba de localitățile Bucșan, Ghimpați, Putineiu, Greaca, Herești, Răsuceni, Izvoarele, Bolintin, Vales, Chitu, Clejan și Gostinari. Având în vedere această situație, primăriile și școlile care dețin astfel de autovehicule nu au voie să transporte elevi până nu obțin licența de transport.